de autosubritate. Ce care noapte mașinile dumneavoastră pe gunoi? Noaptea trec mașinile. Este desigur că e gunoi toxic. Fără vorbă. Că ele lucrează doar numai ziua, dar car noaptea. Nu, dumneavoastră nu dați din cap, eu smart-o. Eu pot să vă arăt și fotografii dacă e necesitate. Eu azi vă spun un secret pe care l-am ținut ani de zile. Actualmente, în Republica Moldova, nu există un poligon de înhumare a deșeurilor toxice. Din acest motiv, o parte din ele sunt transportate în poligonul, în gunoiște de menagerie, fără avizul organelor abilitate. Merge vorba de resturile care sunt întrebuințate la biochimici care sunt tratate în militarie. Și anume, s-a descoperit cel mai grav, cu toate că Ministerul Ecologiei cunoștea faptul. Paraformaldehida, o substanță extrem de toxică, folosită în producerea explozivului. Uitați-vă, aceste substanțe, în afară de ele, alte mii și sute, au fost turnate în poligonul de gunoi la noi. Am făcut demers cu doamna Greceană și am rugat-o să ne primească. Vroiam anume cu dumneiei să discutăm problema. Să-i spun, să-i arătăm că avem probleme grave. Nu am fost primită. Odată ce ei nu ne aud pe noi, deci noi trebuie să-i impunem ca să vină la noi. Apele noastre au atâtea elemente chimice grele pentru noi, că nu este de mirare că avem copii în ziua de azi foarte bolnavi. Eu înțeleg că peste noapte nu se poate de închis poligonul de gunoi. Eu înțeleg multe. Dar oare nu înțeleg guvernul că la noi este focarul focarilor? Că noi pătimim, că noi trebuie să primim compensație. Au fost ridicate și niște probleme care, de fapt, sunt destul de discutabile, cum că pe timp de noapte s-ar depozita deșeuri toxice, în special biotoxice, dar directorul regiei autosalubritate a dat niște explicații, cred că destul de clare, că acest lucru nu se face, deoarece pe timp de vară transportul regiei autosalubritate lucrează până la orele 20, iar pe timp de iarnă, iertați 22, iar pe timp de iarnă până la orele 20. După această perioadă nu mai funcționează nu circul niciun unitate de transport. Și apoi, dacă ar fi acest lucru, că este nicio problemă, poate fi transportat și ziua este acela tot așa de simplu. Dar oricum ne autosezizăm din oficiu și vom face niște verificări suplimentare dacă există ceva depozitări de deșeuri toxice. De la 1 ianuarie 2011, în orice condiții, localnici nu vă mai permite ca să fie continuată depozitarea deșeurilor pe acest poligon. Una din condițiile care au fost puse anterior, deci a fost deja rezolvată, s-a prezentat toate facturile privind impozitul funciar și de altă natură achitat de Consiliul Municipal Chișinău pentru funcționarea acestui poligon, însă ei solicită în continuare ca să cunoască exact la ce autoritățile locale din Țânțăreni au cheltuit acești bani, adică care aceștia să nu fie folosiți pentru niște pentru alte careva necesități. A pus cineva întrebarea că în cazul unui cutremur de pământ, digul sau barajul care ține tot acest volum de gunoi ar putea ceda, le s-a explicat din punct de vedere constructiv altfel ce înseamnă acest lucru. Problema mai complicată care nu s-a găsit până când o rezolvare definitivă este consultarea medicală a populației de medici din municipiul Chișinău și medici din raionul Anienii Nouă sau din localitate și s-a ridicat suplimentar și în trecut era, dar acum mult mai accentuat, ca să fie nu doar consultarea și stabilirea celor diagnoze de boli, a bolilor pe care aceștia le suportă, dar și o posibilă compensare pentru medicamentele necesare pentru